Apropierea sezonului rece îi îndeamnă la furat de lemne pe cei fără posibilități materiale pentru a-și încălzi locuințele. Furturile s-au înmulțit considerabil în această perioadă, iar conducerea direcției silvice a luat decizia să mărească efectivele de pază în zonele cu cetățeni de etnie romă. Vom suplimenta efectivele de personal silvic care patrulează în zonele cu probleme, mă refer în zonele unde sunt unei populații de etnie romă, tot în scopul prevenirii unor evenimente deosebite de furturi de materiale muse. Care sunt zonele critice din Gorj? Zonele critice din Gorj sunt zona Vidin, zonele de aici, de pe raza ocolului Târgu Jiu, mă refer la zona cu Rudar, de pe la Buduhala, de pe la Polovragi. Primarii din zonele afectate de furturile de lemne cunosc acest fenomen, dar nu pot face nimic decât să sesizeze poliția, însă, de cele mai multe ori, autorii rămân necunoscuți. Sunt cazuri izolate unde, în special în zona Vidin, Boia, se fură material lemnos din pădurea ce a fost atribuită cetățenilor din acea localitate, cu căruțele de către diverse persoane care au rămas neidentificate la momentul actual. Noi am făcut mai multe demersuri pe organele de poliție care sunt abilitate prin lege să dispună măsuri în condițiile în care sunt semnalate asemenea fapte. În această perioadă și poliția desfășoară acțiuni ample pentru identificarea hoților de lemne. Până acum au fost sancționați sute de gorșeni. În urma controlelor efectuate, în ultima perioadă au fost depistate și sancționate aproximativ 250 de persoane, valoarea sancțiunilor fiind de peste 250.000 lei. În perioada următoare, polițiștii vor continua acțiunile pentru depistarea și combaterea delictelor silvice. Acțiunile vor continua și în perioada următoare.